Fosta fermă a colhozului Pogranicnic. Aici se vede ospătăria. Cândva pe locul acesta era cele mai menționate mulgătoare. Stătea fotografiile lor. Copacul acesta era mic atunci. Uitați-vă ce a crescut. Intrăm aici să vedem ce este. Puteți să arătăm ce este înăuntru. Ca să fie tot real. Uitați-vă, ușele scoase. Cândva în acest loc toți colhoznicii se ospătau, chiar și tatăl meu. Acolo se dădeau cu taloane de 28 de copeici prânzul, felul întâi, felul doi, felul trei. Să arătăm mai departe. Aici se făcea mâncarea la colhoznici. Uitați-vă ce a rămas. Cândva erau și plitele care se confecționa aici. Mâncare se prepara. Acum ce a rămas? Totul distrus. Totul scos. Iată așa lucrează. Aici se preparau produsele alimentare. Chiar se păstrau. Nu știu, aici nu-i nimic. Ca să arătăm, întuneric, mai departe fosta profilactorie. Nu mai țin minte, eram copil de vreo 7 ani, ce se prepara aici, aici tot produsele se țineau. Uitați-vă ce distrugere s-a făcut aici, hainele se păstrau. Care își intra, se dezbrăcau. Iată aceste trei uși. Aici a lucrat mama mea cu actualul primar, mama dumnealui. Uitați-vă ce a rămas. Numai sticle, băuturi aici. Aici era ca un fel de hotel care vineau la practică, veterinarie, ceva, veterinare, făceau practică aici, nu ca aici, dar aici dormeau, ca la hotel. A, uitați-vă, țin în minte, aici mult timp pierdem până așteptam pe mama de la lucru. Aici era o ușă, cum o vedeți, aici cândva venim și eu mă băiem în tineret, avem 15-16 ani, dar o să arătăm mai departe. Aici și mama fierbea, aici, fierbea, cum spuneau atunci, seringele, șprițuri. Iar aici un fel de baie, uitați-vă în cap, nu știu. Amintiri. Și aici era baie, care vinem noi la baie. Uitați-vă, aici era un unde te dezbrăcai. Uitați-vă ce grozăvit. N-am fost de vreo 30 de ani aici. Totul tăiat, toate țavele, toate. Strașnic.
E ca ușa aceea care v-am spus. Treceam în baie. Și aici era un fel de dombâtă care duceau fel de fel de haine de vânzare. Uitați-vă ce a rămas acum. Ca o poveste. Și de aici se făcea focul. Stăteau paznici. Uitați-vă ce grozăvie a rămas. Clădirea asta, nu știu, e a cuiva sau de vânzare, dar păcat, păcat ce s-a făcut și s-a petrecut. Știți, așa o gelozie, te gândești cât inima asta poate să bată, ori am fost și în așa timpuri, câte mese erau în ospătărie asta. Am fost odată cu tatăl cam pe locul acesta și când mi-au pus lingura sub farfurie de borș ca să termin, tot până la urmă tare borșul era gustos. La ferma de marfă pogranicnic din Larga Briceni. Am intrat așa întâmplător pe aici, venind din centru, zic, măi, toți acum arată cum a fost, cum prin Uniunea Sovietică, zic, hai să arăt și eu ce a fost și cum este acum. Cum mă duc la un magazin. O zi frumoasă aveți!